protestatarii au spus că nu vor ceda atât timp cât autoritățile nu le permite să-și privatizeze apartamentele. Asta pentru că există o decizie a Curții Supreme și o hotărâre a Consiliului Municipal. Acest acord, articolul 10, scrie următoarele. Debitorul nu va întreprinde nicio acțiune ce se referă la scopul de utilizare a împrumutului pentru relația sale cu terțele părți. Aici scrie clar, pe noi nu trebuie să ne afecteze, ei se bat joc de noi, ne-au dispersat, noapte deconectează căldura. Doamnă, cum vă simțiți de ieri? Prost mă simt. A căzut tensiunea, eu prost mă simt. Ați încercat să dormiți noaptea? Da, bineînțeles că eu nu rezist. Semi-vertical, semi-piscaun. Mâncare, cine v-a adus mâncare? Băieții ne asigură. Au fost și în lupte bărbați și aici e că ca și cum ne întrețăm. Cineva m-a mai pus capul așa pe parte și m-a mai dormit. Eu practic n-am dormit de fel. M-am intrat așa într-un șoc, am intrat care nu mai sunt. Eu pot stau. Unii locuitori ai capitalei condamnă acțiunile protestatarilor. Ce crezi? Poate că au fost la Trăsnistră, sunt oameni care au luptat și care nu sunt întors și trebuie să sui pe clădirii de mă. Nu să-i dai apartamente pentru ei. Asta nu-i corect. Ce oameni sălbatici? Nu sunt sigură dacă toată lumea a luptat care a participat ieri la această bătălie. Circa, aș zice. Cele 160 de apartamente ridicate pentru refugiații transnistreni în sectorul Ciocana au fost construite din bani împrumutați de la Berd. Ei nu pot privatiza apartamentele până când nu se achită creditul. Nu exclud că în spatele lor ar putea sta și forțe politice, mai ales că poliția nu acționează în niciun fel pentru a-i lua de aici. Persoanele care au provocat luni un scandal la ședința primăriei sunt cercetate penal pentru huliganism.